Salut, prieteni, eu sunt Florin și astăzi voi vorbi despre mistreț. Porcul mistreț, specia care determină științifică, este sub scrofa. Este un mamifer sălbatic întâlnit și pe teritoriul țării noastre. Mistrețul are trunchiul puternic, turtit în lateral, dar mai rotunjit în zona umerilor și mai lat în zona șoldurilor. Blana este formată din perii lungi și aspri, espicați la vârf, de culoare închisă negru combinat cu cafeniu. Înălțimea porcului mistreț poate fi de aproximativ 1 metru, iar greutatea de 120-200 de kilograme. Puii au blana de culoare cafeniu cenușiu cu dungi galbene laterale. Capul mistrețului este mare, iar rătul se deternă cu un disc mobil susținut de un os care poate săpa și cel mai tare în pământ. Dentiția este adaptată modului de hrănire și este formată din incisivi, canini și măsele. Caninii sunt recurbați și au o lungime de până la 28 de cm, din care 2 dintre ei sunt implantați în maxilarul inferior. Fiecare picior al porcului mistreț are câte 4 degete, din care 2 sunt dezvoltate cu copite puternice, iar 2 sunt plasate pe partea internă a piciorului, asemenea unor pinteni. Mirosul și auzul sunt cele mai dezvoltate simțuri la acest animal, văzul fiind cel mai slab din cauza ochilor foarte mici. Mistrețul este un bunătător, dar nu mai forțat de circumstanțe. Acest animal este erbivor extrem de adaptabil. Porcul mistreț se hrănește în primul rând cu plante, asta numai dacă sezonul îi permite să le găsească. Fructe, frunze, iarbă, ghinde, nuci, rădăcini și bulbi pe care le scoate la suprafață scormonind cu râtul. Dacă acest meniu nu este întotdeauna la îndemână, porcul mistreț trece la ușurință la consumul de șopârle, viermi, șoareci, ouă, șerpi și la orice fel de resturi din gunoaiele oamenilor. Aria de răspândire a porcului mistreț cuprinde întreaga Europa, nordul Africii, inclusiv munții Atlas, mare parte din Asia, întindându-se la sud până în Indonezia. Dacă masculii preferă singurătatea, femelele sunt animale sociabile care trăiesc în grupuri ce pot enumera până la 30 de individe, împreună cu puilor. Mistrețul doarme 12 ore pe zi, în adăposturi dense făcute din frunze. Turmele sunt conduse de scroafe bătrâne și au în componență între 5 și 12 indivizi, uneori chiar și 20. Porcul mistreț este un animal sălbatic destul de răspândit pe teritoriul țării noastre. Aceasta înseamnă că porcul domestic, iar sunetele pe care le scoate sunt aproape identice. Totuși există multe diferențe între cele două specii. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Și totodată fi sigur că mi-ai dat follow pe Instagram și TikTok. Până la viitoare, totul bine!